Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, declarăm deschisă ședința de constituire a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, declarăm deschise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Nu s-au deschis. Este deschis. Mai aproape. În conformitate cu prevederile articolul 30 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect. Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, prefectul județului Bacău a emis ordinul numărul 146 din 21.06.2016, prin care a convocat Consiliul Local al Municipiului Moinești, ales la data de 5 iunie 2016, în ședință de constituire, programată pentru astăzi 23 iunie 2016. Din cei 19 consilieri aleși, sunt prezenți 19, ceea ce înseamnă că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. În continuare, dau cuvântul domnului Robert Ionuț Chiriac, reprezentant al prefectului județului Bacău, pentru a da citire ordinului numărului 146/2016. Bună ziua și bine v-am găsit. Dau citire ordinului prefectului județului Bacău privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a consiliilor locale din județul Bacău. Prefectul județului Bacău, având în vedere prevederile articolului 30, articolul 35, articolul 54 aliniatul 1 și aliniatul 2, articolul 57 aliniatul 3, articolul 59 aliniatul 1, articolul 60 aliniatul 1 de Legea Administrației Publice Locale, prevederile articolului 2 aliniatul 3, articolul 6, articolul 6 indiciu 1, articolul 7 și articolul 14 aliniatul 1 și 2 din legea 393/2004 privind statul aleșilor locali, prevederile articolului 1, articolul 9, articolul 11, articolul 13 și articolul 15 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin ordonanța guvernului numărul 35/2002 și aprobată prin legea 673/2002. Dispozițiile articolului 6 aliniatul 2 litera B din hotărârea guvernului 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, în temeiul articolului 26 din legea 340/2004, emit următorul ordin. Consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale conform anexei la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a Consiliului Local va fi desemnat prin delegație scrisă. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. Punctul 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Punctul 2. Validarea mandatelor Consiliului Local declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016. Punctul 3. Depunerea jurământului de către consilierii locale ale căror mandate au fost validate. Punctul 4. Alegerea președintelui de ședință. Punctul 5. Prezentarea validării alegerii primarului. Punctul 6. Depunerea jurământului de către primar. Punctul 7. Alegerea viceprimarului. Punctul 8. Constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local. Acestea fiind spuse, permiteți-mi să dau citire dispozițiile articolului 31 aliniatul 1 din legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevăd faptul că lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Din documentele rezultate în urma alegerilor locale, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Breahnă Neculai, pe care îl invit să preia lucrările ședinței de constituire. De asemenea, îi invit pe cei doi asistenți ai președintului de vârstă, respectiv domnișoara Dărmănescu Alina Georgiana
și domnul Pascalin Nine Alexandru să preia împreună lucrările ședinței. Stimați oaspeți, dragi colegi, domnule primar, vă anunț că la ședința noastră au fost invitați să participe cu membrii Consiliului Local ales la data de 10.06.2012, președintele Biroului Circumscripției Electorale numărul 2 Moineș, doamna judecător Fațirea Carmen, primar din localitățile învecinate, conducători ai organizațiilor neguvernamentale, conducători ai instituțiilor publice din municipiul Moinești și județul Bacău, agenții economici din municipiul Moinești și cetățeni ai municipiului Moinești. Vă propun următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al municipiului Moinești. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locale ai Consiliului Local al municipiului Moinești. 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al municipiului Moinești. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moinești. 5. Prezentarea validării și depunerii jurământului de către primarul municipiului Moinești. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Moinești. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Moinești. Supun aprobării ordinea de zi cu mențiunea că votează numai consilierii locali declarați aleși la data de 5.06.2016. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Mulțumesc. Ordinea de zi în unanimitate a fost aprobată. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al municipiului Moinești. În conformitate cu dispozițiile articolului 31 aliniatul 2 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale se aleg din membrii lor pe durata întreagă a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 membri. Ținând cont de numărul de consilieri ce compun Consiliul nostru, propun ca în comisia de validare să alegem 5 consilieri prin vot deschis. Cine este pentru numărul de 5 consilieri? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate, deci propunerea de 5 consilieri a fost validată. Înainte de a trece la propunerile pentru membrii în Comisia de Validare, vă rog să stabiliți liderii grupurilor politice din Consiliul Local, care vor face propuneri pe parcursul ședinței. Rog pe doamna secretar să anunțe grupurile. Grupul ALDE, Dețămăr. Valentin Vieru. Mulțumesc. PSD. PNL. Supun Supun la vot pe rând propunere. Cine este pentru domnul Rog liderii de grup să facă propuneri pentru membrii Comisiei de Validare. Pentru grupul ALDE,
domnul consilier Nemircea Dion, domnul consilier Băsâ Ioan și domnul consilier Pascalin Inimi. Mulțumesc. Domnul deputat PSD, propun pe domnul consilier Ilea Iulia. Mulțumesc. Domnul inginer. Propun pe domnul Paroșan. Supunem la vot cine este pentru ca domnul Nemirceac să facă parte din această comisie. Mulțumesc. Cine este... Se opune cineva? Se abține cineva? Sau împotrivă? Mulțumesc. Cine este pentru ca domnul Văsi să facă parte din această comisie? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Supun la vot a treia nominalizare, domnul Pascalin Inimi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva. Supun spre aprobare domnul Ienea Iulian. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supun spre aprobare domnul Paloșanu, ultima propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Prin votul dumneavoastră, Consiliul Local a adoptat noua sa componență prin hotărâre, prima hotărâre. Vă mulțumesc. Rog Comisia de Validare să se retragă pentru a alege din rândurile sale un președinte și un secretar și să întocmească raportul privind alegerile din 5.06.2016. Până la definitivarea raportului de validare de către Comisia de Validare, vă propun să luăm o mică pauză. Mulțumesc. Se zâmbește. Prezenta rezultatul alegerilor din 05.06.2016 pentru Consiliul Local. Doamna judecător, poftiți. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă felicit pe domnul consilier, domnul primar, care ați obținut în alegeri, așa cum v-ați dorit, rezultatele. Felicit și pe domnii foști consilieri. Mai mult nu vă pot spune decât pentru persoana mea, că viitorii 4 ani din viața mea vi încredințez în mâinile dumneavoastră în calitate de cetățean al municipiului Moinești. Trecând peste lucrurile, eu știu eu așa, de suflet, mergem la o situație de tehnocrat, adică o să vă citesc rezultatul alegerilor pentru Consiliul Local, care se bazează pe cifre, în mare parte. Pentru alegerea celor 19 consilieri locali s-au depus un număr de 184 candidaturi pe partide politice și candidați independenți, după cum urmează. Uniunea Națională pentru Progresul României, 12 candidați. Partidul Național Liberal, 24 de candidați. Partidul Alianța Liberalelor și Democraților, 24 de candidați. Partidul Social Democrat, 24 de candidați. Partidul M10, 5 candidați. Partidul Mișcarea Populară, 24 de candidați. Partidul Social Românesc, 19 candidați. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, 9 candidați. Partidul Național Democrat, 24 de candidați. Partidul România Mare, 17 candidați.
și 2 domni consilieri independenți. Toate acestea 184 de candidaturi au fost depuse și înregistrate în termen și cu respectarea prevederilor legale. Numărul total al alegătorilor din municipiul Moinești, potrivit listelor electorale, a fost de 20.545. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot a fost de 9.264, ce reprezintă un procent de 45% din alegerile fiind legale. Din conținutul proceselor verbale privind stabilirea rezultatului votării pentru alegerea Consiliului Local, încheiate de birourile electorale de la cele 17 secții de votare și din procesul verbal încheiat de biroul de circumscripție electoral numărul 2 Moinești, rezultă următoarele. Numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 8.757, fiind repartizate pe partide politice și candidați independenți astfel. Uniunea Națională pentru Progresul României, 143. Partidul Național Liberal, 1154. Partidul Alianța Liberalelor și Democraților, 3736. Partidul Social Democrat, 2139. Partidul M10, 153. Partidul Mișcarea Populară, 276. Partidul Social Românesc, 86. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, 83. Partidul Național Democrat, 184. Partidul România Mare, 232. Domnul Ilie Vasile, candidat independent, 371. Și domnul Catana Neculai, candidat independent, 200. Mulțumesc! Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei de Validare pentru a citi raportul Comisiei. Raport privind examinarea legalității alegerii fiecărui mandat de consilier din componența Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, ales la data de 5.06.2016. Comisia de validare, aleasă prin hotărârea numărul 70 din 23.06.2016 a Consiliului Local al Municipiului Moinești, formată din Nimercea Ghioan, președinte, Văsii Ioan, secretar, Falășanu Mirel, membru, Ienea Iulian, membru și Pascalin Enine, membru, a procedat în conformitate cu dispoziția articolului 31, aliniatul 3 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, la verificarea legalității alegerii fiecărui consilier, ce va constitui Consiliul Local al Municipiului Moinești, alegeri ce s-au desfășurat la data de 5.06.2016. În funcție de numărul de voturi obținute, Biroul Circumscripției Electorale, numărul 2 Moinești, după repartizarea mandatelor, au fost declarați aleși următorii candidați. Ilie Viorel Alde, Vieru Valentin Alde, Timpul Liliana Angela Alde, Breahne Neculai Alde, Văsii Ion Alde, Pascalini Ninea Alexandru Alde, Manolache Ionică Alde, Nimercea Ghioan Alde, Aron Adrian Alde, Purcaru Ionel Alde, Botezatu Sorin PSD, Busuioc Iulian PSD, Darie Constantin Olivian PSD, Ienea Pavel Iulian PSD, Pălan Vasile PSD, Bascan Ștefan Cezar PNL, Dărmănescu Alina Georgiana PNL, Paloșanu Mirel PNL, Ilie Vasile, candidat independent. Comisia de validare, văzând procesul verbal pentru centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar, din 5.06.2016, încheiat de Biroul Circumscripției Electorale numărul 2 Moinești și sentința civilă numărul 1234/2016 a Judecătoriei Moinești, prin care se validează alegerea domnului Ilie Viorel în funcția de primar a municipiului Moinești, constată că această funcție este incompatibilă cu funcția de consilier, potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Ordonanța Guvernului numărul 35/2002, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, a rămas un loc vacant care revine Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.
Consultând lista de candidați a acestui partid, se constată că poziția 11 este ocupată de domnul Ivan Stelian și, conform adeverinței numărul 370 din 17.06.2016, eliberată de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, filiala județeană Bacău, propune invalidarea mandatului de consilier local al domnului Ilie Viorel și ocuparea locului vacant în Consiliul Local al municipiului Moinești de către domnul Ivan Stelian. Având în vedere cererile de renunțare a domnilor Manolache Ionică și Aron Adrian și conform adeverințelor numărul 370 din 17.06.2016, eliberate de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, filiala județeană Bacău, propunem invalidarea mandatelor de consilier local a domnilor Manolache Ionică și Aron Adrian și ocuparea locurilor vacante în Consiliul Local al municipiului Moinești de către domnii Vandra Vasile și botezatul Silviu Gheorghe, declarat supleanți pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Comisia de validare, cu ocazia examinării legalității alegerii fiecărui consilier, pe baza adeverințelor eliberate de către partidele politice sub semnătura organizațiilor județene ale acestora și verificând condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege, a constatat. Se validează mandatele domnilor consilieri aleși pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, după cum urmează. Vieru Valentin, Tincul Liliana Angela, Preagne Neculai, Văsi Ion, Pascalini Nine Alexandru, Nimircea Ioan, Purcaru Ionel, Ivan Stelian, Vandra Vasile, botezatul Silviu Gheorghe. Se validează mandatele domnilor consilieri aleși pe lista Partidului Social-Democrat, după cum urmează. Botezatul Sorin, Usuioc Iulian, Darie Constantin Olivian, Ienea Pavel Iulian, Bălan Vasile. Se validează mandatele domnilor consilieri aleși pe lista Partidului Național Liberal, după cum urmează. Vascan Ștefan Cezar, Dărmănescu Alina Georgiana și Palășanu Mirel. Se validează mandatul candidatului independent Ilie Vasile. În consecință, propunem Consiliului Local al municipiului Moinești validarea mandatelor consilierilor prezentați anterior. Voi proceda la supunerea la vot a fiecărui consilier în parte, așa cum a fost propus de către Comisia de Validare. Fac precizarea că, potrivit articolului 31 aliniatul 3 și 5 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 250 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin vot deschis, iar persoana al cărui mandat este supus validării nu participă la vot. 1. Domnul Bălan Vasile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Bălan Vasile a fost validat cu 18 voturi. 2. Botezatul Silviu Gheorghe. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu un număr de 18 voturi, domnul botezatul Silva a fost validat. 3. Botezatul Sorin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul inginer botezatul a fost validat cu 18 voturi. Breahnă Neculai. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Busuioc Iulian. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?
Domnul Busuioc Iulian a fost validat cu 18 voturi. 6. Domnul Darie Constantin Olivian. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. 7. Domnișoara Dărbănescu Alina Georgiana. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validată cu 18 voturi. Domnul Ienea Pavel Iulian. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Ilie Vasile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Ivan Stelian. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul inginer a fost validat cu 18 voturi. Domnul Nimircea Ioan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Paloșanu Mirel. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Paloșanu a fost validat cu 18 voturi. Domnul Pascalin Ninea Alexandru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Purcaru Ionel. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? A fost validat cu 18 voturi. Doamna doctor Tincu Liliana Angela. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna doctor a fost validată cu 18 voturi. Domnul Vandra Vasile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Vandra a fost validat cu 18 voturi. Domnul inginer Vascan Ștefan Cezar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Văsi Ioan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Domnul Vieru Valentin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost validat cu 18 voturi. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Moinești. În continuare, pentru faptul că mandatele celor 19 consilieri au fost validate și la acest punct din ordinea de zi, consilierii a căror alegere a fost validată, urmează să depună jurământul conform articolului 32 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată și cu modificările și completările ulterioare. Procedura va fi următoarea. Fiecare consilier nominalizat, în ordine alfabetică, va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și va da citire textului jurământului, după care va semna jurământul de credință în două exemplare. Da. Unu. Da. Domnul inginer Bălan Vasile. Poftiți. Deci, în timpul citirii jurământului, vă rog ca întreaga asistență să se ridice în picioare. Mulțumesc. Deoarece, potrivit criteriului alfabetic, am privilegiul de a fi cap de listă. Vreau să transmit felicitări noului Consiliu Local și totodată să exprim convingerea că vom avea o colaborare
fructuoasă, indiferent din ce partid suntem, și că în mijlocul preocupărilor noastre va fi cetățeanul Moineștului. Urez succes noului Consiliu. Vă rog să puneți mâna pe Biblie și pe Constituție. Subsemnatul Balan Vasile, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Pentru ca să câștigăm timp, vă rog să depuneți numai jurământul. Doar jurământul, da? Doi. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorul municipiului Moinești. Asta ar să merită Dumnezeu. Domnul botezatul Sorin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu. Constituția și legile țării să fac cu bună credință tot ce este în putere și ce prea mea pentru că locuitorul municipiului Moinești. Așa să vă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ienea Pavel Iulian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ilie Vasile.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Amen. Domnul Ivan Stelian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Mircea Ghioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Paloșanu Mirel. În numele meu și al Partidului Național Liberal, jur să respect Constituția și legile țării. Domnul consilier, mă scuzați. Jur să respect Constituția. Vă rog, mâna pe Constituție, mâna dreaptă. Și pe Biblie, dacă doriți. Ok. Deci, în numele meu și al Partidului Național Liberal, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești, așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu. Domnul Pascalin Enine Alexandru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Purcaru Ionel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna doctor Pincu Liliana. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Vandra Basile. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Pascal Ștefan Cezar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Brăzii Ioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Vieru Valentin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Are emoții. Da. Vă rog să luați loc.
Am luat după mire. Prin validarea mandatelor și depunerea jurământului de către cei 19 consilieri, declar legal constituit Consiliul Local al Municipiului Moinești, adoptându-se cea de-a treia hotărâre înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi. Cu această ocazie vă urez o activitate rodnică pentru binele locuitorilor Municipiului Moinești, care ne-au acordat întreaga lor încredere. Multă putere de muncă și sănătate! Punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești. În conformitate cu dispozițiile articolului 35 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit Consiliul Local alege, prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni pentru ca a conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. În acest sens, vă rog să propuneți un președinte de ședință care să conducă în continuare lucrările ședinței. Doamna doctor. Propun pe domnul Valentin Vieru. Altă propunere? Nu mai este? Constatăm că nu mai sunt propuneri, supunem la vot această propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? În unanimitate de voturi a fost ales domnul Vieru pentru a conduce ședințele Consiliului. Invit președintele de ședință ales să preia conducerea lucrărilor ședinței, iar noi vă mulțumim pentru că ne-ați acordat încrederea de a deschide pentru prima dată în acest, în acest format desfășurarea ședinței. Mulțumesc pentru încredere! Bună ziua și bine ne-ați venit la unul din cele mai importante evenimente din municipiul nostru. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea dumneavoastră de a fi primul președinte ales în nou Consiliu și vă asigur că am să conduc ședința numai în spiritul legii și a normelor democratice. Voi trece la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume prezentarea validării și depunerea jurământului de către primarul municipiului Moinești. Pentru aceasta dau cuvântul doamnei judecător Pațilea Carmen Nela pentru a prezenta rezultatul validării alegerii primarului și sentința civilă numărul 1234/2016 a judecătoriei Moinești, prin care se validează alegerea domnului Ilie Viorel în funcția de primar al municipiului Moinești. Mulțumesc. Vreau să vă ridicați. În dosar 2800/260/2016, judecătoria Moinești hotărăște următoarele. Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de legea numărul 215/2001 și legea numărul 334/2006, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 308 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, s-a admis propunerea Biroului Electoral la circumscripției numărul 2 Moinești, din municipiul Moinești, județul Bacău, și a fost validat domnul Ilie Viorel în funcția de primar. Executorie cu recurs în 15 zile de la comunicare pronunțată în Camera de Consiliu la data de 21.06.2016. Mulțumesc! În temeiul prevederilor articolului 60 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul depune în fața Consiliului Local jurământul. Pentru îndeplinirea acestei prevederi, vă rog să vă ridicați și îl invit pe domnul Viorel Ilie să depună acest jurământ, după care îl voi semna în fața dumneavoastră. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Odată depus jurământul, mandatul domnului primar Ilie Viorel se exercită pe o perioadă de 4 ani, începând din acest moment. Profit cu această ocazie să îl felicit și eu pe domnul primar, să-i urez multă putere de muncă, sănătate. Urmează un mandat, cred că, mai greu ca cele două de până acum, responsabilitățile sunt din ce în ce mai mari. Să aibă și sprijinul familiei, care știu ce înseamnă să aibă acasă un primar, sau mai puțin pe acasă, de fapt, un soț și un tată. Să depunem toate eforturile împreună, Consiliul Local, cu dumneavoastră, cetățenii orașului, să ne ducem la îndeplinire obiectivele pe care ni le-am depus pentru acest mandat. Felicitări, domnul primar! Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vă spun, sunt mai emoționat de la prima dată. M-am gândit cum să mă adresez și cred că, dragi prieteni, este cel mai potrivit cuvânt, pentru că mă uit în sală și văd oameni pe care îi cunosc de mulți ani, văd oameni pe care îi cunosc de mai puțin timp, dar cred că împreună cu toții putem să facem ceea ce municipiul Moinești, cetățenii municipiului Moinești așteaptă de la noi. Aș vrea să folosesc acest prilej să mulțumesc tuturor celor care, cu care am colaborat. Să mulțumesc celor din Consiliul Local vechi. Am avut o foarte bună și fructuoasă colaborare. Așa cum v-am prezentat și în lunile anterioare, în raportul primarului, cred că este de reținut, pentru că chiar dacă din 2008 forțe politice cu amprentă puternică, aș numi, și chiar cu orgolii puternice, am reușit ca din 2008 și până astăzi să aprobăm aproape în unanimitate peste 1200 de hotărâri de Consiliu, eu cred că putem în continuare să avem aceeași atitudine, aceeași abordare față de problemele comunității. Vreau să mulțumesc de asemenea
tuturor celorlalți, societății civile, ONG-urilor, care în toți acești ani s-au dezvoltat în municipiul nostru și care, și împreună cu care, am realizat lucruri extraordinare. Amintesc aici Habitat for Humanity, Activ Moinești, AICR Moinești, E-Clas, Crucea Roșie și alte organizații împreună cu care am reușit să avem activități așteptate și frumoase, spun eu, pentru comunitate. Vreau să mă mulțumesc de asemenea tuturor instituțiilor publice cu care am colaborat și aș aminti aici Poliția Municipală, Detașamentul de Jandarmi, Detașamentul de Pompieri, Judecătoria, toate celelalte instituții de pe raza municipiului Moinești, cu care, spun eu, am avut o bună colaborare. Aș dori să mulțumesc de asemenea celorlalte instituții și mă refer aici la Consiliul Județean, cu care am avut o colaborare foarte bună și aș vrea pe această cale să salut prezența în sală. Cred că la prima activitate publică, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, pe domnul Marius Gheorghiță. Mulțumesc mult pentru prezență. Pentru colaborările pe care le-am avut cu ADR Nord-Est, cu Guvernul României, guvernele României, toate câte s-au succedat și n-au fost puține în această perioadă, cu toate ministerele, în special cu Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru tot ceea ce a însemnat proiecte implementate în municipiul Moinești. Aceste proiecte au putut să fie implementate cu succes, așa aș îndrăzni să spun, fără a avea acum emoția că depășim termenele de finanțare sau să pierdem bani în finanțări. Nu s-a întâmplat asta și le mulțumesc celor din aparatul de lucru al specialitate al primarului, biroului de proiecte, serviciului de investiții, serviciului de achiziții, toate celelalte servicii și compartimente și birouri și direcții din cadrul primăriei municipiului Moinești. Să mulțumesc de asemenea instituțiilor de învățământ din municipiul Moinești, cu care am creat o relație specială și cred eu, chiar dacă așteptări sunt în continuare mari, vom depune toate eforturile pentru că după sănătate, educația cred că este următorul pilon pe care trebuie să se sprijine o comunitate și o societate. Am avut de asemenea numeroși oaspeți în această perioadă și colaborări. Cea mai recentă, colaborarea cu UNICEF, reprezentanța România, cu sprijinul Ambasadei Norvegiei, pe un proiect foarte frumos, pe care îl dezvoltăm și în municipiul Moinești, proiect, în urma căruia, recent, săptămâna aceasta, domnul președinte Iohannis a fost prezent la Motoșeni, tot în cadrul acestui proiect, pentru a urmări cum se dezvoltă acest proiect, fiind un proiect pilot în țară și dorind să-l extindă la nivelul întregii României. Să mulțumesc celorlalte ambasade, consulate cu care am avut relații și aș menționa aici ambasada Regatului Unit al Marii Britanii, vizita excelenței sale, domnul ambasador la Moinești și sprijinul pe care îl avem și colaborarea pe care o avem cu Fundația Libra din Marea Britanie. Este foarte cald. Știu că ar trebui să mulțumesc mult mai multor persoane. Cred că tuturor celor care sunteți astăzi aici și care nu sunt astăzi aici, tuturor cetățenilor municipiului Moinești, care mi-au acordat un vot, spun eu, neașteptat chiar de mine, un vot foarte mare, atât pentru mine ca primar, cât și pentru Consiliul Local, ceea ce mă obligă și ne obligă pe toți, preună în Consiliul Local, să avem o atitudine corectă față de acești oameni.
Vreau de asemenea să vă spun că să ies așa din seriozitate și să schimbăm tonul, că pentru cei care s-au așteptat să aibă un alt primar, le voi spune că îl vor avea tot în mine. Pentru că voi ști... Pentru că voi ști să fiu și altfel de primar, adică poate unul mai exigent cu mine și cu noi toți, un primar mai aproape de oameni, pentru că am simțit lipsa, chiar dacă zilnic ieșim din primărie și vizităm anumite persoane, anumite familii, această perioadă de campanie ne-a amintit cât de bine este să fii și să vorbești cu oamenii și să le asculți și să le găsești rezolvare la problemele lor, și cred că asta este cel mai important lucru. Peste toate celelalte proiecte mari de investiții, cred că sunt undeva lăsate deoparte față de durerea unui om atunci când mergi la el și reușești să-l ajuți. Vreau să vă mulțumesc tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului Local Moinești, Spitalului Municipal de Urgență Moinești, Centrul de Servicii Sociale, Direcția de Asistență Socială, și am lăsat la urmă, ca o încununare, să spun așa, vă mulțumesc dumneavoastră, dragi părinți, pentru colaborare. Alineatul 3 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local alege din rândul consilierilor viceprimarul, care își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. Articolul 57 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 pe 2001, modificată, prevede că localitatea noastră are un viceprimar. Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care vă veți exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat. Dacă cuvântul da apare în interiorul a două patrulatere, buletinul de vot este nul. După exprimarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales consilierul care a obținut votul majorității membrilor ce compun consiliul local, respectiv minim 10 voturi. Dacă niciun candidat nu a primit această majoritate, se organizează un al doilea tur, la care participă primii doi clasați din primul tur și se declară câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 10. Având în vedere cele prezentate, vă rog să faceți propuneri. Doamna consilier Tincu. Propun ca viceprimar să fie domnul Valentin Vieru. Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, pentru numărarea voturilor, vă rog să desemnați o comisie formată din trei consilieri, din care nu vor face parte candidații înscriși pe buletinul de vot. Ca lider al grupului ALDE, am să propun pe doamna consilier Tincu Liliana, din partea grupului PSD. Și din partea grupului PNL? Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu mulțumesc. Se va trece la exprimarea votului, după care la încheierea, comisia declanșează operațiunea de numărare a buletinelor de vot și consemnează rezultatul votării într-un proces verbal pe care îl va prezenta Consiliul Local. În ordine alfabetică. Buletinul de vot așa arată, va fi înscris numele candidatului, în căsuță se va consulta de proprietate, da. Comisia de validare va semna toate buletinele de vot. În ordine alfabetică, fiecare consilier va merge în cabina de vot, care este acolo după perdea, și va introduce buletinul în urmă. Domnul Bălan Vasile. Urmează domnul botezatul Silviu Gheorghe. Domnul Bălan, prima dată.
Comisia de numărare, rog să ia proclama asta din stânga. Domnul Botezatu Sorin, urmează domnul Breacă Nicolae. Domnul Buzuioc Iulian. Domnul Darie Constantin Olivia, urmează Dărmănescu Alina Georgiana. Domnul Ienea Pavel Iulian. Urmează domnul Ilie Vasile. Domnul Ivan Stelian. Urmează domnul Nimircea Ghion. Domnul Palașanu Mirel. Domnul Pascalini Nini Alexandru. Urmează domnul Purcaru Ionel. Doamna Tincu Liliana Angela. Urmează domnul Vandra Vasile. Domnul Vascan Ștefan Cezar. Domnul Văsăi Ioan. Urmează Vieru Valent.
Comisia. Comisia declanșează operațiune de numărare a buletinului de vot. Am să dau citire procesului verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea viceprimarului municipiului Moinești, încheiat azi 23.06.2016. Comisia de numărare a voturilor, formată de Dincu Liliana, Dărmănescu Alina Georgiana, Darie Constantin Olivian, a procedat la verificarea legalității voturilor și la numărarea lor, rezultând următoare. Domnul consilier Valentin Vieru a obținut 18 voturi valabile. În consecință, domnul consilier Valentin Vieru a fost ales în funcția de viceprimar al municipiului Moinești. Pentru că domnul consilier Valentin Vieru a primit numărul de majorității consilierilor, îl declar ales viceprimar al municipiului Moinești și urez succes în activitatea acestui. Cred că trebuie să adresez și eu câteva mulțumiri. Nu o să mai trec în revistă activitatea ce a trecut în cele două mandate. Dacă în cele două tururi din mandatele trecute am obținut 19 voturi, astăzi 18, așa e democrația. Asta îmi dă o responsabilitate și mai mare, să-l conving și pe cel de-al 19-lea, că data viitoare voi fi și la fel de bun. Aș vrea să mulțumesc totodată și consilierilor din Consiliul Local care astăzi și-au încheiat mandatul pentru colaborarea pe care am avut-o. Să mulțumesc colegilor din aparatul de lucru al primarului, cu care am o colaborare deosebită și cred că vom avea în continuare. Nu în ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor prezenți în sală, cât și tuturor cetățenilor municipiului Moinești, care ne-au acordat votul, așa cum spunea și domnul primar, într-un număr mare. Trebuie să mulțumesc în mod deosebit și domnului primar pentru încrederea pe care mi-a acordat-o încă din anul 2008, pentru încrederea pe care mi-o acordă și în acest mandat și la sigur de toată colaborarea mea și mă străduiesc întotdeauna să duc la îndeplinire toate sarcinile din fișa postului și nu numai. Vă mulțumesc, domnule primar și dumneavoastră tuturor. Ultimul punct pe ordinea de zi, punctul numărul 7, proiect de hotărâre
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mărinești. În conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Ordonanța Guvernului României numărul 35 pe 2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor Locale, modificată și completată prin legea numărul 673 pe 2002, după constituirea Consiliului Local, își organizează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. Consiliul Local, a cărui mandat a expirat azi, a avut un număr de 3 comisii. Comisia numărul 1 este Comisia pentru Activități Economice Financiare, Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie, formată din 7 membri. Comisia Juridică de Disciplină de Muncă, Protecție Socială, Protecție Copii, Turism și Sport, 5 membri. Comisia pentru Activități de Amenajare a Teritoriului, Urbanism, Gospodărie Comunală și Protecția Mediului, 7 membri. Vă consulta că sunteți de acord cu numărul de 3 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu. Vă mulțumesc. Trecem la alegerea membrilor comisii pe domenii de activitate, din care vă face parte numai consilier. Vă rog liderii de grup să faceți propuneri pentru prima comisie, respectiv Comisia pentru Activități Economice Financiare, Social-Culturale, Învățământ, Sănătate și Familie. Ca lider de grup al ALDE, am să fac propuneri pentru această comisie pe domnul consilier Văsâi Ioan, domnul Pascalini Nini, doamna dr. Tincu și Valentin Vieru. Din partea grupului PSD. Deci propun pe domnul Ine Iulia și domnul Dare Solivier. Din partea grupului PNL. Vom vota fiecare consilier în parte. Pentru Văsâi Ioan. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Pascalini Nini. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Tincu Liliana. Împotriva, abțineri? Vieru Valentin. Împotriva, abțineri? Iene Iulian. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Darie Olivia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Dărmănescu Alina. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu. Pentru Comisia Juridică de Disciplină, de Muncă, Protecție Socială, Protecție Copii, Turism și Sport. Voi propune pe domnul Nimirceagă Ioan și domnul Breacnă Nicolae. Din partea grupului ALDE. PSD. Propun pe domnul Vasile Bănan. Și PNL. Domnul Paluș. Mai este? Da? Pe domnul consilier independent, Ilie Vasile. Mulțumim. Domnul Nimirceagă Ioan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu mulțumesc. Domnul Breacnă Nicolae. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu. Domnul Balașanu Mirel, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul Bălan Vasile, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu mulțumesc. Pentru Comisia de Activități de Amenajare Teritoriului, Urbanism, Gospodărie Comunală și Protecția Mediului. Propun pe domnul Ivan Sterean, domnul Botezatu, domnul Vandra Vasile și domnul Purcaru Ionea, botezatul Silviu. Din partea grupului PSD. Subsemnatul și domnul Busuioc Iulian. Botezatul Sorin Busuioc Iulian. Și din partea PNL, Vascanda. Da. Pentru domnul Ivan. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Nu mulțumesc. Pentru domnul botezatul Silviu. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Nu mulțumesc. Pentru domnul Vandra Vasile. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri, nu. Domnul Purcaru Ionel, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu. Domnul Botezatu Sorin, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul Busuioc Iulian, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu. Domnul Vascan Cezar, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu. Mulțumesc.
Prin votul dumneavoastră liber exprimat, a fost adoptată hotărârea numărul 7 de pe ordinea de zi. Comisiile de specialitate își vor alege prin votul deschis al majorității consilierilor ce le compun câte un președinte și un secretar. În încheiere, aș vrea să invit pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule primar, felicitări. Felicitări, domnule viceprimar. Felicit Consiliul Local pentru alegerea făcută. Mă bucură faptul că domnul Viorel Ilie a câștigat primăria Moinești, dar știind câte proiecte are împreună cu Consiliul Județean, proiecte în diferite faze, un pic mi-e teamă că voi avea o mare responsabilitate. Voi avea responsabilitatea de a sprijini toate proiectele care sunt pentru orașul Moinești. Și voi face acest lucru pentru că moineștenii merită, pentru că domnul primar merită și dumneavoastră toți meritați ca acest oraș să devină un oraș în care ne dorim să trăim și nu un oraș în care locuim. Eu vă doresc mult succes. Într-adevăr, cum a spus domnul primar, este prima apariție publică. Cum trec orele, mă voi obișnui cu transpirația, cu stresul, dar o să încerc să mă obișnuiesc cu stresul domnului primar și cu stresul domnului viceprimar pentru a aloca fondurile necesare moineștenilor. Vă mulțumesc încă o dată, multă sănătate și doamne ajută! Mulțumim și noi, domnule președinte, vă urăm succes în activitatea pe care o veți desfășura. Îi mulțumesc, domnule vicepreședinte. Este, așa cum spuneam, prima apariție public și sunt convins că nu o să o uite și o să-i amintesc de asta mereu și o să-l fac să nu uite lucrul acesta. Așa cum spuneam, am avut multe proiecte în parteneria cu Consiliul Județean și ne propunem ca în continuare să avem. Și primul proiect despre care am discutat deja cu noua conducere a Consiliului Județean este finanțarea pentru centrul de agrement din Lucăcești, cu ștrandul Lucăcești. Acesta este obiectivul pe care îl avem, domnul vicepreședinte, și aștept cu nerăbdare să vă invităm pe toți și pe cei din vechiul Consiliu Județean la inaugurarea Casei de Cultură, care, din ultima discuție de ieri cu constructorul, s-ar putea să dea Dumnezeu să o avem de zilele municipiului Moinești. Doamne! Dacă cineva din sală mai dorește să ia cuvântul, dacă nu, încheiere, am să invit preacucernicii părinți să ne binecuvânteze pentru acest mandat. Până vin preacuvioșii părinți aici în față și vă invit aici lângă noi, aș vrea să le mulțumesc din suflet și să le urez succes noilor primari care sunt astăzi prezenți aici, alături de noi, și am să încep cu cel mai vechi dintre cei noi, da? Cu domnul Ionică Cădă. Felicitări, domnul Ionică! Pentru toată activitatea pe care o aveți în Comuna Măgirești și pentru ceea ce sunt convins că o să faceți, dar în special pentru buna colaborare pe care o avem, ca doi primari, ca doi prieteni, ca doi vecini, așa cum îmi place mie să spun. Lângă domnia sa, emoționat, noul primar al Comunei Zenș. Da? Domnule Marci Gonser, îți doresc succes, mult succes acolo și așa cum spuneam și în discuțiile anterioare pe care le-am avut, să dea Dumnezeu să găsim căi de colaborare și parteneriate pe care să le facem aici împreună, pentru că vrem, nu vrem, cetățenii din Zemeș trec prin Moinești, vin la Moinești și mulți moineșteni merg la Zemeș. Chiar dacă sunt, să știți, din partide diferite, avem o frumoasă colaborare. Și tot dintr-un alt partid diferit, dar cu aceeași prietenie și cu aceleași gânduri bune, mă adresez și domnului primar Căzlănin Moldova, domnul Gheorghe Pașu. Care-ți fericit și
proiectele despre care am vorbit în campania electorală, atât în presă, cât și la televiziune, pentru mine este o promisiune și te asigur că va fi și pentru tine o promisiune, pentru că ne vom ține de ele și această legătură pe care încercăm să o creăm între Slănic Moldova, Moinești, Târgu Ocna, să fie o legătură trainică și cu folos atât pentru cetățeni cât și pentru turiști. Și da, mulțumesc. Și noul primar și fostul coleg al nostru, domnul Toma Constantin, primarul orașului Dermănești. Prezența domniei voastre aici, a tuturor, ne onorează pe toți și în măsura în care vom putea, vă vom sprijini și ne vom sprijini reciproc în ceea ce ne propunem pentru cetățenii Văi Trotușului, Văi Slănicului, da? Pentru toți. Vă mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Dor, Duhul Sfânt, și printre și lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire ție. Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milosevirea, cărui milă este nemăsurată și virii de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă a ta milosebire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi, și când milosevirea i-ai învrednicit ale se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește ascori în dreapta credință, în dragostea cea către tine, cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândirii ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, popor, credincioșii tăi. Mântuiește de toată rău întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea aduce, cele prea bune a grăit și a cântat ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului viață, Făcătorului tău Duh, Dumnezeului cel slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Binecredinciosului popor român de pretutinte, cârmâitorilor țării noastre, mai marilor orașilor și ai satelor și iubitoare de Hristos voastre, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toate bună sfârșire cu el asupra vrăjmașilor biruință. Și îi păzește, Doamne, într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți, va fi viața numai lumină și în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. La mulți ani, vă felicităm. Așa să vă aștept Dumnezeu. Așa să. Mai un pic, dacă... Punctele pe ordine de zi fiind epuizate, declam închisă ședința Consiliului Local. Mulțumesc și eu domnului